Am avut săptămâna asta niște evenimente minunate cu privire la Roșia Montană. A fost ocupat sediul Minvest, un fapt care a șocat o țară întreagă, am arătat că se poate. Nu noi deveni într-adevăr. Dar, după fapta de la Minvest, a apărut la două zile diferență, după cum scrie presa hunedoreană, și botezul cetății, botezul orașului Deva. După cum ați aflat în această dimineață, în loc de Deva, de literele Deva, pe cetate, peste ele au fost atârnate niște banere și orașul s-a schimbat în Deva Gold. Ne-am adunat astăzi nu să protestăm, cum facem de obicei, astăzi ne-am adunat să sărbătorim. La manifestare au luat parte involuntar și deveni aflați în trecere prin centrul orașului. Cei care au dorit s-au lăsat pe mâna artiștilor care au improvizat un mic atelier de pictură facială activistă. Tinerii au adunat semnături de la trecători pentru includerea vechii localități miniere pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Astăzi sărbătorim Ziua Roșiei Montane, 1883 de ani, de la prima atestare istorică și dorim o abordare cu totul nouă. Până acum ne-ați văzut doar la proteste, am scandat, am ocupat și Minvestul, însă acum totul este pozitiv, creativ. Avem și o expoziție de fotografie de la Roșia Montană, vom servi și ceai și prăjituri tuturor celor care doresc să ni se alăture și avem muzică live, urmează să cântăm. Petrecerea a continuat și seara într-o cafenea din Deva, unde tinerii au vizionat filme și scurtmetraje despre Roșia Montană, urmate de un concert de muzică folk.